și credință și încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus abil lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat mărturia că este neprihănit, că Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutată în noapte pe pământ, ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu o mutase, căci înainte de mutare lui primise mărturia că este plăcut de Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fie plăcut lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și prin dietea sfântă a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea celor moștenitori al neprihănirii, care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat în țara făgădinței, ca într-o țară care nu era lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună cu el moștenitor a aceleași făgădinței. Căci El a stătat cetatea care are temelitor, al cărei mișez viitor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămâșilească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia fără să fie căpătat lucrurile făgăduit, ci doar au văzut și le-au urat de bine departe, mărturisind că sunt străini și călători pe acest pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă aș fi avut în vederea aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință dus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgădințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurului fiu. El, care se spusese în Isaac, că avea o sămânță care îți va purta numele, că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și, drept vorbit, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Amin.